Bună ziua! Bine v-am găsit la un nou vlog. Astăzi avem zi de meci. Steaua întâlnește echipa CSMS Iași, o contracandidată la locurile de play-off. Dacă ar fi după mine, nici n-aș mai spune contracandidată. În cel mai rău caz, noi suntem contracandidați la locurile de play-off doar prin prisma faptului să nu retrogradăm. Deci, Poli Iași are dreptul de promovare, în schimb noi nu avem. Culmea, pe locurile de play-off sunt vreo 3 sau 4, 2 sau 3 echipe care nu au dreptul la promovare. Ce credeți voi că s-ar întâmpla dacă locurile de play-off ar fi ocupate în general de echipele care nu au drept la promovare? Printre acestea fiind Slatina, care Slatina a jucat destul de bine, să fim serioși cu noi și în alte meciuri. Dumbrăvița, care și Dumbrăvița joacă destul de bine, chiar dacă este o comună. Slatina, Dumbrăvița, cine mai sunt care nu au drept de promovare? În fine, ca să vedeți și voi, sunt echipe care nu au drept de promovare, dar joacă. Și în schimb, echipe care au bani, care au și jucători, care vor să promoveze, dar nu sunt lăsați. Gen Steaua, care un loc să-i lase să promoveze, că totul e legal, nu? Până la urmă, și anul trecut, am fost pe locurile de play-off, chiar puteam să jucăm barajul, dar nu am fost lăsați. În schimb, promovează echipe gen Hermannstadt, care nu au bani să se mențină în Liga 1, și din câte cred, nu știu sigur, Petrolul la fel, echipe care nu au bani să-și plătească jucătorii și se vor întoarce cât de curând ori din Liga 2, ori din Liga 4. Este normal așa ceva? De ce nu suntem lăsați să promovăm? Asta mă enervează cel mai mult. Cred că nu e corect cum se fac drepturile la promovare. Mulți o să spună că voi sunteți armata, voi sunteți din bani publici. Din bani publici, da? Dacă suntem din bani publici, câte echipe nu sunt din campionatul intern nu sunt din bani publici? Vă spun eu că dacă toate echipele astea care cu primăriile, care sunt din bani publici, dacă nu ar fi lăsat echipele de primărie prin mijloacele neortodoxe care s-au făcut să promoveze, vă spun eu că nu mai aveam nicio echipă. Deci Liga 1, după ce că e moarte clinică, era și mai terminată. Dar să le numărăm așa, cred că la ora actuală și în Liga 1 și în Liga 2 sunt peste 15 echipe care sunt finanțate din bani publici. Hai să fim serioși. De ce Steaua nu este lăsată să promoveze? Oare o fi din cauza la care știm noi? Eu cred că din cauza celui care știm majoritatea, care face jocurile, pompează bani la televiziuni, la presă, ca să nu fim lăsați. Domnilor, dacă în așa hal s-a ajuns să pentru unii mumă și pentru alții ciumă, de ce nu suntem, domne, lăsați să promovăm? Asta mă doare. Asta mă doare cel mai mult. A spus să promovăm corect. Când am luat-o din Liga 4, am spus
Era vorba să ne unim din nou cu Becali. Și am zis, nu, nu mai vrem așa ceva, pentru că vrem să promovăm corect și fără pușcăriași care să conducă Clubul Sportiv al Armatei. Așa că, oameni buni, cam atât am avut să spun. Am ajuns să jucăm meciuri amicale, fără a fi lăsați să promovăm. Oare conducerea noastră chiar nu ne vrea în Liga 1? Chiar conducerea noastră știe mai multe despre ce se întâmplă și le e frică să ne lase să promovăm? Eu cam atât am avut de spus. Până una alta, chiar dacă o să jucăm 5, 6 ani, 10 ani în Liga 2, eu în continuare susțin Steaua, Clubul Sportiv al Armatei, și aviz amatorii, cei de la FCSB, care tot spun câteodată, crezi că ar fi bine să ne unim din nou? Păi ce am avut noi, ce am avea noi de câștigat dacă ne-am unit cu FCSB-ul? În afara faptului că cred că și asta vrea, să ne lase ca să ne unim cu ei. În afara faptului decât că o să promovăm în Liga 1 și o să-i facem pe plac ciobanului. O să aibă și stadionul, o să aibă din nou palmaresul și toate celelalte chestii. Eu zic că mai bine rămânem în Liga 2, până la urmă o să se vadă toate șmecheriile astea care se fac în fotbalul românesc, toți ziaricii ăștia de 2 lei care îi fac jocurile ciobanului, toată presa asta care este împotriva noastră, cred că o să aibă la un moment dat de suferit pentru ce ne-a dus nouă și ne-a ținut pe loc în Liga 2. Pentru că noi anul trecut, fiind pe loc de baraj, puteam promova, da? Toate pagubele astea, banii pierduți, care trebuia să fim în Liga 1, cine credeți că o să le plătească? Așa că, hai să fim serioși, până una alta, eu mă duc, îmi fac treaba de suporter al Clubului Sportiv al Armatei Steaua, mă duc pe stadion, am abonament, îmi văd meciurile și Forța Steaua. Hai, v-am pupat și vă aștept la meci.